Salut, oameni buni! Și bine m-am găsit la ceva insane de special. Astăzi îl avem pe Dragoș și pe invita mea, Andreea. Și ne-am gândit să facem o chestie super tare. Adică, cine mă cunoaște mai bine? Am ales niște întrebări. Le-am dat niște caiete și niște pixulețe. Bun! Și eu o să scrie pe caiet care este răspunsul la întrebarea pe care eu o să o pun. Așa că hai să vedem cine o să câștige, pentru că fiecare răspuns corect înseamnă un punct. Eu am 9 întrebări și le-am dat lor șansa. Le-am dat lor șansa să-și aleagă o întrebare care practic să fie întrebarea a tu. Întrebarea a tu, întrebarea aia cheie, care practic poate să fie departajarea unui punct, înțelegeți? Și Dragoș a ales o întrebare pe care Andreea poate nu știe. Și Andreea și-a ales o întrebare pe care poate Dragoș nu știe. Dar ce facem dacă unul dintre ei o știe? Asta e problema, pentru că miroase aici un pic de șobolănie. Așa că, înainte să începem, vreau să mergeți să cucușați butonul de like și butonul de subscribe. Aveți Instagram-urile noastre acolo. Like, plus. Mamă, nu știu care se vede mai bine, nu știu care și-a dat mai mult interesul. Eu l-am scris frumos! Te iubesc, bă. Așa că, hai să începem, să-i dăm bătaie, să vedem care este situația. Fii atent, o să începem așa cu niște întrebări de la ușoare, niște întrebări light și... Vreau să mergeți în comentarii să-mi spuneți câte întrebări poate știu voi despre mine. Așa că hai să nu mai cocoșim atâta, like-ul ăla forțan. Să-i dăm bătaie, nu trageți cu ochii, cea că e jale. Bun, am dat-o și un minut atâta mică. Și prima întrebare. Bă, nu vreau să vă certați, dacă v-ați certat, vă cocoșiți. Da, bine, da. Puteți să vă certați, dar nu acum. Am pregătit băta pentru dragul. Am pregătit băta, auzi. E o întrebare destul de ușoară. De fapt, le întorceți către cameră ca să vadă oamenii prima oară și o să mă uit la gata. Bun. Cum v-am îngroșat tirele? Ai și scris? Da. Ce este din niște întrebare? Nu știu, am presupus. Ce bălar bun! Bun, prima întrebare. Care este mâncarea mea preferată? Ah, am fost pe aproape, am crezut că ne întreb câți ani ai. Asta e o întrebare foarte așa, pentru că tu mănânci absolut orice. Adică mă faci gras? Dacă mănânci orice, adică nu ești pretențios. Eu am spus care e mâncarea mea preferată. Există o singură, există mai multe, dar e una singură preferată. N-am ce să zic, aia e, pare rău. N-am cum să dau mai multe detalii. Ok, ziceți voi când sunteți gata. Cam câte mâncăruri preferate are? Ai multe. Ai. Bun, ați scris amândoi? Deci către cameră întoarceți. 3, 2, 1. Băi, tu ce faci, mă? Gătești mâncarea aia? Ce faci acolo? Nu înțeleg. Gata, mă. Gata, mă. Bun, hai să vedem. 3, 2, 1, boom. Și între, ia să vedem. Deci ar fi șaorma de pui avea la Dragoș. Slănină. Iris, ai scris slănină cu ceapă? Da. Mănânci asta non-stop când ai ocazie, adică, na. Dragoste, în ultimele luni am mâncat 15 șaorma pe lună și am mâncat o dată slănină cu ceapă. Da, șaorma nu e mâncarea ta preferată. Dar ce e șaorma? Oare, îmi pare rău, dar punctul se duce la Dragoș. Pentru că nu slăină cu ceapă, e mâncarea mea preferată. Dar nici șaorma. Șaorma. Ba da. De acum înainte. Dacă șaorma nu e mâncarea, tu ce? Zin ce da, dacă. De acum înainte o să spui tu răspunsul și apoi îți arătăm noi ce-am scris. Că așa o să fie unfair. Nu e unfair, ok, Dragoș are un punct. Bun. Asta e puțin mai grea, deja începem să intrăm în chestii puțin mai greuțe. Nu știu dacă știe careva, dar o să trească să scrieți ceva, n-aveți voie să lăsați foaia goală. Așa că, întrebarea este, ce hobby-uri aveam înainte de a începe YouTube? Păi... Hobby-uri, gen ceva ce făceai? Nu, am zis... Sau ce te-ar fi plăcut să faci dacă nu făceai YouTube? Păi nu, ce hobby-uri aveam înainte de a începe să fac YouTube? Adică, practic, le aveam, îți dai seama că le aveam. Eu te-am cunoscut influencer. Hai, mă lasă cu influencer ăla la nebune. Stai că s-au băgat la creație de aia nebune, e clar că e ale... Băi, eu știu cine câștigă până acum, Dragoș, și bă, e mecherie acolo. E un fucking punct. Păi e un fucking punct. Deja e ca și câștigat. E ca și câștigat. Deci ce hobby-uri avem? Dacă ați ghicit unul dintre ele, e ok. Dacă le-ați ghicit pe amândouă, sunteți gata, ați câștigat direct, am închis clipul și aia. Ok. Mamă, Dragoș, scrie. Dragoș, mâncați și... Dragoș, scrie toate hobby-urile posibile. Nu! No! Asta nimenește, mă, nu! Dragoș, s-a pus în timp. Asta e bun, gata. E easy. 3, 2, 1 și... Bun. Deci hobby-ul pe care îl aveam înainte să mă apuc de YouTube e fotografia. Deci eu făceam poze înainte, făceam foto, era nebunie de-alea. Hai să vedem. Hai să găsești mai multe. Da, ok, deci era foto și basket. Deci efectiv, bă, iubeam să fac basket. Hai să vedem. Hai, de ce scrie și-a scris Andreea? Hai. Calculatoare nouă, ați și gătit. Gătit? Păi să fie brutar. Ce? Ce brutar voiam să fiu, aia era genul, what? Voiam să fiu brutar, bine ați venit la Brutorialul Zosar, ia să vă poftesc cu o pâine caldă, cine dorește? Deci astea erau hobby-urile înainte să mă apuc de YouTube, asta nu înseamnă că genul era jobul meu, că tu ai zis brutar. Ales că voiai să fii
gen, am scris gătit, n-am scris brutal, am scris gătit, îți plăcea să gătesc. Bă, da, de gătit îmi plăcea să gătesc, dar aia era înainte. E ok, hai să vedem, hai să vedem la Dragoș ce a scris. Beatbox freestyle motorbike. Mamă, mâncați-i și eram cu BMX acolo, eram cu băieții pe trec. Bă, că te duceai cu bicicleta pe coclaur, poate. Bă, gen, mă duceam cu bicicleta pe munte, dar nu eram copii, că era să-mi rup gâtul, dar e ok, am picat toată. Chiar am picat toată în cap cu bicicleta, dar... Păi și beatbox-ul? Bă, ăla nu era un copii, gen... Era un talent. Era un... Înțelegi? Ce o șmecherie. Asta a fost cu skepsis. A fost cu șmecherie pe felie. Niciunul, te ți-am dezvălat, mai. Bă, pe bune, m-ați dezamăgit. Încă am avantaj totuși, deci... Bun, dacă nu știți întrebarea asta, sunteți... Băi, și tu ai putea să o ghicești. Aș putea. Dar mai mult știi, Andreea. Aha. Ok. Am înțeles cum merge jocul ăsta. Mai, deci dacă tu nu o ghicești, știi cum ești? Deci, întrebarea este, ce mâncare nu suport eu? Deci, efectiv, ce mâncare n-aș mânca niciodată? Bă, nici măcar mâncare... Și nu, ascultă-mă, nu o să-ți mai zic nimic mai mult de atât. Dar eu efectiv o să scriu de acum, oricum o să zic dinainte care. Ok. De ce n-am voie să scriu o chestie? Dar nu m-am gândit la chestia aia. Dar contează, okay, că e adevărat. Bine, hai că știu la ce se gândește. Hai Dragoș, scrie Dragoș. Și pe Dragoș, mâncați și cum stă el acolo încuruntat, e blu, cocoșează. E cam jale. Sunt gata. Și eu. Sunteți gata? Ce ai gata, da, cu lopata? Ce mâncare nu suport eu? 3, 2, 1, ridicați, hai direct. Să o văd, zici că suntem la... Easy. Deci eu efectiv, sunt practic două mâncăruri pe care nu le suport. Easy. Și practic prima oară le-am văzut la Andreea la sală. Picioare de pui, gen efectiv lăbilele de la pui așa, gen... Sunt trei ghiare de pui. Sau piftie. Deci efectiv n-aș mânca în viața mea chestia asta. Bă, deci aș prefera practic... Pur și simplu aș prefera să... Aș prefera efectiv să... Ai scris picioare de pui. Ai scris lăbi. Se plie de la pui. Și tu ce ai scris? Mâncare picantă? Bă, aș putea să mănânc, da. Mănânci, de exemplu, chestii care e picant, puțin. Adică mănânci chestii care sunt puțin picante. Nu înseamnă că le urăști, că n-ai putea să mănânci. Da, exact. E GG pentru... E GG pentru Andreea. Andreea's back in the game. Nu mănânci, mă, degete de pui. Da, clar, exact. Mă mănânci tu un deget acolo. Bă, asta e întrebare ușoară. Lăsați vrăjeala, hai, direct. N-aveți voie să stați mai mult de 5 secunde. Cine stă mai mult de 5 secunde e gogoșar, e așa. Ce sport am făcut eu? 5, 4, 3, 2, 1. Easy. Hai să vă văd, întoarceți camera. Zice... Păi zi tu. Basket. Da, tata. Nu. Păi nu mai mă gândeam că n-am... Deci, efectiv, de-aia am sărit peste, că după aia am zis că... Nu fac duceți aminte, bă, dar v-ați luat aminte. Dar vreau să vă cum ați scris, că l-ați scris corect. 2-2. Este practic 2-2. Este o întrebare care e posibil să... Nu știți nici. Dar care o știe șmecheră? Ia, hai mă. La ce profil am fost eu la liceu? Cri, 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 doamnă gri, pe la noi nu o să mai vii. Dar nu știu cum se numește exact, dar știu care e. Aia e, ce să fac? Trebuie să fie exact ca și în carte, gen. Păi da, exact la ce urmează eu să spun. Adică eu să spun cuvântul și dacă e similar, da, merge. Dacă nu merge, nu merge. Da, nu are o denumire specifică. Tu ai fost la Arad, eu am fost la Timișoara. Sunt 60 de km distanță de la Arad până la Timișoara. Nu e denumire schimbată. Pot să vă dau un mic indiciu. N-am fost la Mate Info. Greu. Gata? Ați scris amândoi? Mama, tăiat, mâncați așa, tăiat. Cum ar fi să taie ce a scris bine? Cum ar fi să taie ce a scris bine? Mamă, jale. Mamă, dar cu de ce rânduri? Gata. Mamă, că dacă își face eseu despre ce am fost eu la liceu, ești nebun. Hai, 2-3 și... Ia zi băiatul meu. Deci eu am fost la filologie intensivă engleză. Da, eu am scris uman, care e uman... Păi și care e problema? Păi uman ține... Uman, dragoste. Dragoste, acum sunt un critic... E uman real, care e mate info, realul e mate info și umanul păi e filologia. Păi și realul e mate info, este... Știi, terminatorul e altceva, e categorie invers. Uman, așa, nu e filo. Școala de șmecherie. Am scris școala de șmecherie, mâncați. Deci filologie e uman. Da, și care e problema? Păi asta e chestia. Păi la uman ține filologie intensiv engleză, intensiv franceză, intensiv spaniolă, intensiv nemțește. Vă rog frumos. Nu, lăsați vrăjea la gen, deci, nu. Pentru că la liceu sunt două categorii, real și uman. Da, exact. Și am zis la ce profil, nu la ce categorie. Eu fac un joking. Da, mi se pare deci, corect. Jumate de punct trebuie neapărat. Nici măcar jumate de punct. Sunt foarte exigent în această seară, îmi pare rău. Îmi pare rău, draga mea iubită, nu am cum. Nu am voie. Scrieți în comentarii bun. Dacă uman nu înseamnă filologie. Nu înseamnă filologie. Deci, care e anotimpul meu preferat?
De ce stai atâta să te gândești? Efectiv ești iubita mea, suntem de 2 ani împreună, mâncați și stăm de 2 ani efectiv împreună. Stai și te gândești și zici că tu nu mai scrii anul în timpul șmecheriei. Bă, dați-vă puțin interes, despre ce vorbim aici. Mi-am sărit etapa aia cu caricula ta preferată, care anul în timpul preferat. Am sărit etapa aia? S-au trecut foarte mult de atunci. Păi și care e problema? Întoarcem? Da. 3, 2, 1, bum. Hai să vedem. Zi! Vrei să zic? Zi! Vrei să zic? Vrei să zic? Pe atunci am văzut ce ai zis tu, văd un an. Zi! Toamna. Cred că noi te cunoaștem mai bine decât te cunoști tu. Bă, stai și-o bolan. Am scris iarna. Da, frate, cum adică? Că iar nu-ți place, ai uitat? Stai zăpada, iubești zăpada. Ai uitat, frate, că ne-am tras cu săniuța pe alee pe aici. Bă, stai ce bolan. Îmi place fucking toamna asta, îți împârlit, am scris amă de iarna. Bă, știi când drifturi cu mașina în parcare la Kaufland și zice că eu ce-mi place iarna. E frică mă ajuns să, gen, să recunosc că nu mă cunoaște niciunul. Cine mă cunoaște, de fapt, puteți trece în titlul, nu care mă cunoaște mai bine, că nici nu. Dar simt, de ce îți place toamna? Sincer, păi, eu știam că iarna... Pentru că iarna e prea frig, toamna e perfect, ești nebună acum. Și doamna e ziua mea, asta era. Sunt 4 anotimpuri, omule. Păi da, vara e prea cald, primăvara e mortă în gadă și toamna e singurul care a rămas perfect, ești nebun. E când soare, e când frig, bum bum bum, știi? Aoleu, nu pot să cred că n-am zis niciunul în toamna, pe bune, a scris amândoi iarna. Ce culoare au ochilor mei? Ăștia de pe tine? Ăștia de pe mine, în momentul ăsta. O să fie mega ciudat că știm amândoi? Dacă știți amândoi, tăiem. Gen, se taie, ești nebun, stai la montaj. Gata. Zi culoarea. Gri. Gri, what? 3, 2 pentru mine? Nu pot să cred. 3, 2 pentru mine? Dragul, ce se întâmplă? Ce prieten ești tu? Bă, Dragul, și mai înainte am fost la strand împreună. Hai că am fost la strand, dacă e. Eu vreau să vă zic că prietenul Dragul și aici în spate și... Și se abține să nu râdă, deci efectiv numai așa stă. Și-a pus o clamă din loc. Ok, sunteți pregătiți? Da. Dragoș? Hai să mai încercăm una, da. Mai încercăm una? Deci avem o întrebare, care practic este insane de șmecheră. Care este celălalt nume al meu? Andreea asta și s-a gândit. Bă, tatăle de la card le-am, dar nu mai le-aduc aminte. Băi, ești șobolan. Gen, ești fucking șobolan. Dragoș stă și se gândește. Răspunsul nu-l ghicește. Mamă, mâncați și Andreea fac feseu despre al doilea al meu. Mamă, cum pierd puncte! Bă, Dragoș, cum să pierzi puncte în halul ăsta? Am un lapsus, man. Rău de tot. E un ceva foarte comun. Ce știi, man? De nu mă mai bătrânesc. Eu nu mă mai fucking bătrânesc, dar tocmai a spus că ei nu mă mai bătrânesc. Și nu tocmai a făcut moș. Dragoș, scrie ceva pe hârtie. Trebuie să scrii ceva pe hârtie. Deci mie nu vine să cred că se întâmplă așa ceva. Scrie ceva acolo, nu știu, random. Gata? Nu ți arăt. Întoarce. Deci mie nu vine să cred că au stat atât de mult la o întrebare. Eu răspuns în prima. Deci nu vine să cred că a stat atât de mult la o întrebare care practic avea un singur răspuns. Nu am un al doilea nume. Zăsami, m-a zis cum o cam. Și am scris, nu ai, te cheamă Samuel Dicu. Vreau doar să-l duc pe Dragoș în eroare cu nume de bătrân. Nu o să dau niște punct. De ce? Pentru că l-ai indus în eroare. Dar nu are treabă! Da. Eu am scris nickname-ul. Vedeți cum vrea ca Dragoș să câștige. Nu e adevărat, tu ești în avantaj. Aș fi fost cu două puncte dacă ai fi pus punctul ăsta. Pentru că am scris corect. Întrebăm pe oameni din cea dacă trecem punctul. Pentru că ea l-a indus pe Dragoș în eroare, care Dragoș care cel mai bun prieten al meu. Care care nu-i nume de bătrân sau e, cine știe. Adică tu? N-a ascultat de mine. Na, dai punctul. Nu dau punctul, nu dau punctul. O să trecem la sfârșit de tot să vedem dacă oamenii vor. Practic sunt 8 întrebări până acum. O să începem cu întrebarea pusă. Bă, nu, mai zi o întrebare să recuperez un punct. De Andreea. Nu. Da, vezi că ești cam murdar. Vezi că ești cam murdar. Cum se numește actualul animal de companie al meu? Dacă ai scris greșit. Dar nu știu cum se scrie. Dacă ai scris greșit, se taie. Nu se taie. Se taie. N-am văzut să știu cum se scrie, nu că n-am văzut cum se scrie numele ei. Eu nu știu doar cum se zice. Cum? Ai animal de companie, man? Da, are. Asta e problema. Aici e problema. Deci, este Kia, care se scrie K-I-A. Șobolan, că ce ești? E egalitate. Nu e, nu e egalitate. E egalitate. Păi da, e egalitate, adică amândoi aveți un punct. Păi tu mi-ai pus mie o întrebare. Da, e un punct. Ca să iau plus. Eu un punct. Da, adică el are 3, 2, 4. Da. Chiar așa ți-ai adus aminte? Mie nu vine să cred că ți-ai adus aminte că am strigat-o. Sunt sigură că e asta. Ca asta am fost cu Dragoș și am făcut un grătăre bun, o pizza acasă. Au noroc cu fratele tău și am stat acolo și e staci. Am întrebat, cum o cheamă?
Și a zis, ceva, e Kia. Kia. Și a zis, ai Kia? Ai Kia? Nu, a zis doar Kia. Și când eu am crezut că te-ai adus aminte când am intrat, am făcut... Taci Kia. Deci efectiv... Eu am un punct în plus de la întrebarea cu numele, unde nu m-am pus să-mi ideea. Eu deci efectiv... Eu, păi da, e egalitate. Ce atât deci decizi dacă o să câștigi, dacă o să răspunzi corect la întrebarea lui, Dragoș, care este... E întrebarea la Dragoș, ok? Nu e întrebarea mea. Care a fost prima mea iubită? Prima iubită a fost ceva de pe net, că altă ai văzut vreodată. Deci m-am văzut că ați împreună și ziceți că erați iubiți. Nu, glumea, chiar n-a fost asta întrebarea. Am făcut doar puțin mișto. Bun, întrebarea este, care a fost cea mai de succes serie de Minecraft a lui Sami? Ever. Și o să fie o serie. Serie de gen atât, există un singur răspuns. Gen, atât. Nu mai pune întrebări, că îți pun urechile alea, mă. Dacă nu răspunzi, bă, dar n-ai cum să nu știi, bă. Nu ai cum să nu știi. Și dacă tu, gen, dacă tu nu răspunzi la ce, gen, ce răspund eu... Păi eu asta vreau să zic, aici ai cumva cu două chestii. Nu-i... Ce trebuie prin de succes, cu cele mai multe view-uri ever, total pe serie? Da. Sau una care ți-a rămas ție și publicului în minte cu toate chestiile? Pentru că sunt două chestii diferite, că dacă eu sunt sigur că Dragul se gândește la una și tu la fel, dar asta la care mă gândesc eu depășește cu mult toate view-urile pe care le-a făcut seria aia. Nu, nu o să depășească nicio serie cu mult view-urile pe care le-a făcut seria aia. Bun, deci o să zic două serii, gen de Minecraft de pe YouTube, care eu efectiv cred că au fost insane de șmechere și pe parte de content și pe parte de view-uri și ce înseamnă gen o serie de succes. Întoarceți-le. Hai, trebuie să le întoarceți direct așa, adică nu stăm așa de vorba de nebunie la aia. Te-ați întors? Bun, deci sunt două serii. Nu contează ordinea în care le pun, dar o să le pun gen așa, în ordine care s-a terminat el, înțelegeți? Deci eu cred că e Topicraft și All the Mods. Astea sunt seriile care eu consider că au fost șmechere pe canalul meu. Bine, pe lângă multe alte care au fost Hermitpack, Fulbra și toate nebunile alea, astea două le consider, astea au fost răspunsul bun. Gen Topicraft și All the Mods. Topicraft și Minecraft modată, am scris eu, demodații. Ai scris demodații, demodații a fost holy fucking vechi. Păi de o serie care a fost de succes pentru că lumea încă tot mai scrie demodații în comentarii și cumva le-a rămas întâmplit în minte. Da, 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 de fapt așa le-a spus. Toate, dar Minecraft modat și Topicraft. Deci amândoi aveți punct. Amândoi avem și Minecraft modat și am și Topicraft. Bun, deci câștigătoarea! Deci, stai puțin de să facem... Vrei să cu fiu specific. O secundă și câștigătoare acestui challenge este iubita mea, Andresita. In your face! Prea să câștigi, că altfel era o problemă. Altfel era o problemă dacă... cred că era o problemă dacă nu ai ști ce suntem împreună. Fake as friend! Bă, nu vorbi așa oricum cu prietenul meu. Am numit. Zic că e prietenul meu, adică n-ai vrea să vorbești așa oricum. Am numit. Că nu vorbesc cu șobolancele tale de prieten. Da, băi, gen, mă așteptam sincer să câștige Andreea. Chiar mă așteptam sincer, pentru că au fost acolo niște întrebări, mai aveam o întrebare, de exemplu, care e artistul meu preferat, care după aia am zis că băi are departajare, că Andreea știa. Zic care zice. Da, chiar era Dennis Lloyd, gen artistul meu preferat. Dragoș trebuia să bage ceva de... Deci dacă vrea să câștige punctul ăsta, trebuia să bage ceva gen, nu știu, ce armă joc eu pe New World, ce build, ce level am. Ce nebunite, trebuie să faci ceva de New World, trebuie să faci ceva de Minecraft. A fost fair, dar nu contează. Da. Oameni buni, cam asta a fost clipul. Sper că v-a plăcut, a fost insane de șmecher, insane de amuzant. Eu am fost Sami, ne vedem data viitoare și v-am pupat. 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 Pupat.